pe ecran. Sunt Daniela Palade Teodorescu, director editorial Tudor Communication, iar interlocutorul meu de astăzi s-a teleportat prin Zoom de la Cluj. Vi-l prezint pe Ruben Marian, antreprenor, fondator și CEO Utilben din Cluj, așa cum spuneam. Bine ai venit în studioul nostru virtual, Ruben! Bine v-am găsit! Bună, Daniela! Mă bucur să fiu cu voi astăzi. Abia aștept să povestim împreună. Recunosc că te-am remarcat acum 2 săptămâni, cred, în cadrul unui webinar în care tu ai povestit foarte frumos despre parcursul tău antreprenorial și mi-a plăcut asocierea dintre tinerețea ta, care este foarte evidentă, și temeinicia valorilor pe care ți-ai construit un antreprenoriat. Drept pentru care am considerat că ești foarte potrivit pentru un interviu Branded Value, în care noi vorbim despre valori în business și felul în care ne ajută să ne creștem afacerile și să le menținem în această stare de incertitudine pe care o parcurgem cu toții. Pentru cei care te văd astăzi prima dată, aș vrea să rezum punctual parcursul tău profesional. Sunt de loc din Carei, județul Satmare. Am fost la liceu la Oradea, am urmat acolo liceu baptist, apoi am venit la Cluj, la Universitatea Tehnică, am terminat calculatoarele, sunt inginer în calculatoare, iar apoi în timpul facultății, pentru ca să ne putem întreține la Cluj, împreună cu soția mea, Oana, ne-am căsătorit în timpul facultății, am început afacere de network marketing, vindeam produse pentru întreținere personală și sănătate. Apoi, tot împreună cu soția mea, Oana, am fost angajați într-o afacere de foraje puțuri pentru apă și construcții. 2 ani de zile eu m-am ocupat de partea comercială, iar ea s-a ocupat de partea financiară, economică. Iar apoi am început ideea de Utilben. Ne-a venit ideea să importăm utilaje pentru construcții, drumuri și agricultură. Astfel, în 2006 am început timid așa o afacere de familie mică. Iar apoi, în timp, afacerea a crescut. Iar acum suntem un grup de companii pe lângă Utilben. Avem și o companie de licitații pentru utilaje, Colossus. Mai avem o companie care produce cosmetice, Regivero, brandul Regivero. Este un brand românesc pentru nișat pe tratarea problemelor ce țin de păr. Și pe lângă asta mai avem o afacere în agricultură, Agribel. Cam asta ar fi, pe scurt, parcursul nostru. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat în mai puțin de 10 ani. Aproximativ 14 ani e mai exact momentul în care am înființat Utilben, dar a fost nevoie de vreo 2 ani de zile pentru primele rezultate, deci cam 12 ani. Mulți înainte să fie, oricum este o performanță ceea ce ați construit voi acolo la Cluj. Aș vrea să ne povestești cum e să construiești de la zero un business de familie. E foarte provocator, interesant și motivant, mai ales când nu ai alte opțiuni. Mi-ar fi plăcut să fi moștenit un business de familie sau să fiu în postura în care să pornesc ceva ce au pornit bunicii mei. Bunicii mei au fost fermieri, părinții mei au fost fermieri. Practic, împreună cu Oana am început de la zero în drumul antreprenoriatului, într-un context în care în România erau foarte multe preconcepții. Ai nevoie de bani să pornești un business, ai nevoie de relații, de foarte multă educație, de contacte sau așa mai departe. Și vreau să spun că noi nu am avut altă alternativă. Firma pentru care amândoi lucram s-a închis, dăduse faliment, tocmai venise criza atunci și eu și Oana am rămas fără job. Și aveam alternativa să ne angajăm fiecare, poate eu în domeniul IT-ului sau așa mai departe, dar
Era doar o idee acolo. Cum ar fi dacă am începe ceva împreună, ca și o inițiativă privată? Îmi plăcea ideea, dar neavând experiență, a trebuit să începem de la zero, fără experiență, fără resurse inițiale, și a fost nevoie de multă muncă și perseverență pentru ca să avem primele rezultate. Practic, atunci când ai alternativă, e ușor, e singura opțiune. Sau poate știi că există o vorbă, îți dai foc la toate corăbiile și atunci începi cu totul și cu totul ceva nou. Da, da, dar pentru un business de familie chiar e ceva extraordinar. Nu e ușor, ne-au durat destul de mulți ani până ne-am definit rolurile și responsabilitățile împreună cu soția mea. Faci tot împreună, pornești de la zero, totul depinde de tine la început și durează până ce te aliniezi. E ca și într-o relație de căsătorie până la urmă, doar că provocarea majoră e, noi duceam poveștile din business și acasă, ajungeam seara la cină și noi continuam cu poveștile și cu ce aveți de făcut. Și cu ce avem de făcut. Și aici cumva văd eu că e o provocare, e și ceva foarte valoros care se construiește, dar necesită și reglare și cizelare și adaptare unul după celălalt și să vezi valoarea în ce face celălalt și să poți să lași de la tine de dragul a ceea ce construiești împreună. Încurajez pe toată lumea care are șansa asta să facă ceva împreună în familie, e ceva foarte valoros. Nu e ușor, dar e foarte valoros în final. Ruben, spune-ne la cât de mult s-a lărgit familia voastră de business acum? Te referi... Câți angajați ați adus în acest business de familie? În compania Utilben avem aproximativ 60 de angajați momentan, iar în celelalte organizații, fiind startup-uri, până în 5-7 oameni, cam așa, în celelalte mai mici. Deci, practic, de... Probabil undeva la 80 de oameni. E iarăși o performanță să poți să aduni atâția oameni și să-i păstrezi. Ideal ar fi, din punctul meu de vedere, să poți să faci business cu oameni cât mai puțini. Într-o vreme, așa credeam și eu că sunt valoros. Îi întrebam pe prietenii mei, auzi, dar tu ce cifră de afaceri ai? Ok, și câți angajați ai? Și dacă eu aveam mai mult, mă făcea să mă simt un pic mai important. Cred că contează mai puțin, probabil numărul de angajați și cifra de afaceri. Contează probabil valoarea pe care putem să o aducem prin ceea ce facem și la ce contribuim. Cred că valorează mult mai mult. Altfel, sunt niște cifre frumoase, într-adevăr, dar riscăm să intrăm într-o competiție cu cei din jurul nostru, care nu o să ne facă fericiți. O să alergăm doar să avem un pic mai mare cifră de afaceri și o să ajungem să sacrificăm oameni. Și oamenii tot timpul sunt mai importanți decât business-ul. Cum reușești să-ți motivezi echipa în această perioadă? E bine, în această perioadă, pentru ce sunt recunoscător, e că în ultimii ani noi am investit în partea asta de tehnologie și în digitalizarea companiei și practic putem să ne desfășurăm activitatea de la distanță. Mai puțin colegii care sunt, să zicem, în partea de service, colegii din mecanică, însă toți ceilalți, colegii din vânzări, ofertare, putem să lucrăm de acasă, avem propriile softuri pe care ni le-am dezvoltat în interiorul organizației pentru ofertare, relații cu clienți și suntem digitalizați din punctul ăsta de vedere. Noi cumva suntem o companie care ține foarte mult la oameni, iar oamenii sunt cel mai valoros activ al nostru, de aceea, de exemplu, investim în diferite contexte. De exemplu, avem știri săptămânale pe care colegii din marketing le creează, în care vedem tot ceea ce se întâmplă în interiorul organizației. Chiar dacă suntem la distanță, primim știrile astea interne, în care vedem cine și-a sărbătorit ziua, ce victorii am câștigat în cadrul companiei, ce a făcut fiecare echipă, și asta ne dă sentimentul că suntem împreună. Pe lângă asta, avem contexte precum Academia de Leadership, în care ne întâlnim câte o oră jumate, luăm câte o carte, citim împreună cu cei care își doresc să se dezvolte
pe partea asta de conducere și povestim împreună și împărtășim din experiența noastră care nu are legătură cu munca de zi cu zi. Pe lângă asta, fiecare coleg are șansa să aibă acces la materiale, cărți, resurse, videouri din Academia Otilben, plus toți partenerii de unde putem să închiriem astfel de materiale pentru creștere și dezvoltare. Ținem aproape de oameni, comunicăm cât mai des cu ei, tot ceea ce se întâmplă, folosim tool-uri de comunicare și chiar dacă suntem separați, distanțați, să zicem, rămânem cumva împreună conectați prin comunicare. E un lucru care mi-aduce aminte de inițiativa fraților Ștefan de la Autonom. La ei este foarte importantă această cultura dezbaterilor de cărți, de informații, de literatură, de specialitate. Și mă bucur să aud că și la voi există o astfel de tradiție. Ruben, statisticile spun că 7 din 10 antreprenori dau greș. Cum ai reușit să nu dai greș, să nu eșuezi în această întreprindere extraordinară? Daniela, probabil că am fost norocos să fiu în cei 3, nu între cei 7. Nu știu, e complicat. Când mă uit în urmă, nu consider că am făcut ceva mai special decât au făcut alții. Ba din contră, nu aveam așa multă experiență și am încercat o grămadă de lucruri. Dacă ar fi să mă gândesc, poate așa specific, la niște lucruri cu care am fost probabil înzestrat, de mic am fost vizionar și tot timpul mi-a plăcut să-mi imaginez cum ar putea să arate lucrurile și cum ar putea să arate viitorul și cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Și din punctul ăsta de vedere, consider că asta a fost un avantaj pe care l-am avut. Tot timpul m-am gândit la ce probleme vom vrea să rezolvăm în următoarea perioadă, în următorii ani și cu ce soluții eficiente putem să venim. Practic, antreprenorii sunt preocupați tot timpul de progres, de dezvoltare, de cum arată viitorul și eu sunt orientat spre rezultate, spre obiective, spre ceea ce îmi doresc să obțin. Și viziunea pe care am avut-o tot timpul m-a ajutat să trec peste provocări și peste perioadele dificile prin care am trecut în business. Un alt lucru la care mă gândesc e probabil partea de curaj. În afaceri am avut nevoie de multe ori de curaj pentru a-mi asuma unele riscuri personale, financiare. Afacerile practic implică un nivel ridicat de incertitudine și nesiguranță. Și pot să spun că sunt o persoană care poate să facă cumva față la risc și de asemenea să pot să dorm liniștit noaptea. Iar dacă, de exemplu, am mulți prieteni care poate când deja își iau un credit sau își asumă un risc financiar, deja încep să se streseze și nu mai pot să doarmă bine noaptea. Ei bine, e destul de greu să poți să faci față în business și dacă, de exemplu, nu poți să te detașezi un pic de partea asta de risc și să poți să fii liniștit și în același timp cu riscul. Trăiești într-o realitate din asta așa puțin duală. Însă în antreprenoriat îi nevoie de asumare de riscuri. Și un alt lucru, mi-a plăcut să duc la îndeplinire ceea ce am început. Tot ceea ce am început mi-a plăcut să duc la final. Practic este vorba de perseverență și am avut o motivație puternică atunci când am început. Am început de la a purta de grijă familiei mele, motivația era foarte puternică și, practic, motivația asta din interior m-a ajutat să pot să trec peste. La începutul business-ului, în primii 2 ani, abia am avut primele rezultate și munceam în fiecare zi ca și cum aș fi avut un business de succes. Dădeam telefoane, făceam întâlniri, făceam prezentări la clienți, dar noi veneam cu un model de business nou, care nu mai era în România, un model de business bazat pe intermediere în comerțul cu utilaje, în care promovam utilaje de construcții și agricole exclusiv online. Era ceva nou pentru 2006.
și sunt foarte recunoscător că nu am renunțat atunci când mi-a fost cel mai greu și cumva mi-am păstrat încrederea și credința că acest business va fi cumva de succes. Și dezvoltând afaceri în România, vom avea nevoie să trecem peste provocări majore. În cazul nostru, am trecut peste provocări de genul pierderea apartamentului în care locuiam, utilaje furate, clienți, furnizori și chiar angajați care ne-au înșelat, furându-ne bază de date, făcându-ne concurență neloială. Însă, în tot acest timp, cumva, viziunea, misiunea și valorile mi-au rămas clare. Și asta mi-a dat cumva curajul să trec peste frică, peste provocări și peste durerile de a dezvolta business. Practic, perseverența pentru mine a însemnat să știu că mă ridic de fiecare dată când sunt jos și că nu voi renunța niciodată. Nu-i ceva ce nu se poate dezvolta. Toate astea se pot dezvolta și se pot învăța. Doar că este nevoie de muncă susținută, răbdare și determinarea de a face tot ceea ce e necesar pentru a reuși. Însă, în final, toate astea mi-au oferit satisfacție enormă. Să văd cum o idee care era doar un concept s-a transformat în realitate și un vis a devenit realitate. E ceva extraordinar care merită tot efortul. Practic, ești genul de antreprenor care dărâmă multe dintre miturile antreprenoriale și spuneai și tu la început că trebuie să ai relații, că trebuie să ai un capital destul de consistent, că trebuie să ai un backup în cazul în care să rămâi descoperit. Practic, tu demolezi toate aceste mituri, ești un antreprenor atipic și m-a impresionat când ai spus la un moment dat, ai povestit despre cel mai dificil moment din acest demers antreprenorial. Ai vrea să-l povestești acum și celor care ne urmăresc și care sunt tot antreprenori și manageri care au nevoie de o încurajare și au nevoie de exemple de antreprenori credibili care să spună, da, mi-a fost atât de greu, dar am putut să trec peste. Mm-hmm. Cum să nu? Cu drag, Daniela. Practic, începuturile sunt cele mai grele, pentru că odată ce câștigi experiență în timp și treci peste anumite praguri, îți este tot mai ușor. Una dintre lucrurile care îmi plac la Jim Rohn, el zice, don't wish it was easier, wish you were better. Să nu-ți dorești să-ți fie mai ușor, să-ți dorești ca tu să fii mai bun, să nu-ți dorești mai puține probleme, ci mai multă experiență, și mai multă înțelepciune ca să știi să le treci peste ele. La început, pentru noi, a fost extrem de greu pentru că nu aveam alt venit și eram căsătoriți împreună cu Oana, lucrăm deja la Cluj, tocmai ne cumpărasem un apartament, era perioada aia de boom imobiliar înainte de căderea pieței, la prețuri maxime, aveam salarii bune împreună cu Oana, eram angajați și ne-am luat un apartament frumos, curate pe 30 de ani și în câteva luni situația s-a agravat în așa de tare încât amândoi am rămas fără job, fără niciun venit. Eram deja căsătoriți, părinții noștri abia așteptau să mergem, să ne mutăm înapoi la Carei sau la Arad, la Socri, fiecare s-ar fi bucurat, însă noi am zis nu, ne-am căsătorit, noi vom rămâne la Cluj. Și nu, am rămas fără venituri. Practic, ne-am întreținut din, mai făceam ceva site-uri web, cumva terminând calculatoarele, am știut cum se face asta și din asta trăiam. Și în fiecare zi munceam în business-ul ăsta de intermediere, în comerț cu utilaje, dar nu aveam niciun rezultat. Și ok, am rezistat cumva primele 6 luni, am zis, e normal, durează până ce se obișnuiește piața, venim cu un concept nou. Partea mai complicată și lucrurile s-au agravat în momentul în care n-am mai putut să plătim ratele la apartament și după 3 luni banca ne-a notificat și ne-a zis ok, ce alegeți? Vă mutați în altă parte sau plătiți ratele? Și
piața tocmai căzuse în Cluj, apartamentele scăzuse de prețul și noi, dacă am fi plătit în continuare, am fi pierdut mult mai mult. Atunci am avut prima decizie grea de luat din business, de a renunța la un apartament în care erau toți banii noștri munciți vreodată, toți banii strânși de la nuntă, toți banii primiți de la bunici, părinți și așa mai departe, erau puși acolo. Și a fost o decizie care am avut să o luăm, să renunțăm la toate astea. Și eu eram tânăr căsătorit, aveam 22 de ani și promisesem oamenii că ne va fi bine, că totul va fi în regulă, că ne va fi bine și tocmai pierdusem tot. Și nu e un moment ușor, dar sunt foarte recunoscător pentru că Oana a avut încredere în mine, sunt recunoscător pentru relația cu Oana care a avut încredere în mine și pentru relația cu Dumnezeu. Sunt un om credincios și niciodată nu mi-am pierdut cumva credința. Am știut că orice va fi, cumva, până la urmă Dumnezeu va avea grijă de noi într-un fel sau în altul. Și cumva asta mi-a dat claritate și siguranță în perioada respectivă, însă normal că eram doar cumva la mijlocul procesului și mi-am zis, ok, cât timp mai am de gând să fac asta? Oricum, prietenii toți mă descurajau și ziceau, de ce ne chinuim, poate ar fi timpul să ne angajăm undeva. Părinții toți puneau foarte mare presiune să ne angajăm undeva, să nu mai facem prostii, nebunie, toată chestiunea asta, de ce vrem să ne chinuim și să testăm nu știu ce lucruri. Bineînțeles, toți fac asta din dragoste, pentru că ne iubesc. Însă, și vor să te protejeze. Să... Exact. Și mai ales în România, avem preconcepția asta ca să nu facem neamul de rușine. Doamne ferește, o să dai faliment, ce o să se întâmple? E foarte mare frica asta de eșec, e extrem de mare și vreau să zic că față de asta din exterior, cumva eram antrenat. Fiind în network marketing, acolo m-am obișnuit cu refuzuri, foarte multe refuzuri și eram deja obișnuit cu refuzurile. Nu asta a fost o problemă. Problema a fost când m-am confruntat eu cu mine, când mi-au venit întrebările din interiorul meu care spuneau, Ruben, dar tu ce vrei să faci de fapt? Cât timp mai ai de gând să faci asta? Chiar crezi că poți să o faci? De ce te crezi mai grozav? De ce crezi că dacă era o idee așa de grozav, ar fi făcut alții înainte? Chiar tu crezi că vrei să faci asta? E bine, întrebările astea sunt cele mai grele, pentru că acolo cu tu stai cu tine, te confrunți și atunci mi-a fost cel mai greu. Dacă toate celelalte din exterior cumva le poți manageui, când ai de statul cu tine, atunci e cel mai greu. Și în cazul meu mi-am pus un termen limită, am zis că va fi până la sfârșitul anului și sunt recunoscător lui Dumnezeu că undeva în 22 decembrie am mers la un client care a fost de acord cu termenii și condițiile și și-a asumat riscul cumva, pentru că și-a dat seama că lucrează cu o firmă nouă, startup. Eram firmă nouă. M-a întrebat cu ce putem garanta în caz că nu-i livrăm utilajul. I-am zis că dăm un bilet la ordin. Biletul la ordin nu valorează nimic dacă ești o firmă nouă. Și probabil că se grăbea și avea nevoie de utilaj pentru că a zis, ok, unde semnăm? Eu nu mai aveam nici ștampila la mine. Pe vremea aceea să ștampilez contractele pentru că nu mai credeam. Efectiv, abia așteptam să termine anul ca să pot să mă apuc de altceva. Și ăla a fost momentul de turnură care a schimbat totul în viața noastră. Recunosc că deși e a doua oară când ascult mărturisirea ta, este la fel de emoționantă. Aș vrea să te întreb în tot acest hățiș, care a fost cel mai interesant aspect la care a trebuit să te adaptezi în această junglă a afacerilor? Este o junglă, într-o lume care câteodată e ignorantă sau e sceptică la valorile tale de antreprenor? E bine, pentru mine, cumva primul șoc în afaceri a fost lipsa de integritate, lipsa de onestitate, oameni care promit mult și nu se țin de cuvânt, care nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile lor, pentru acțiunile lor și adevărul este că în România ne confruntăm cu lipsa integrității în mediul de afaceri, cu corupția care este de-a dreptul sistemică, ne confruntăm cu fraudă, cu mită, conflict de interes, spălare de bani, nu știu, favoritisme, tratament preferențial și pentru mine asta a fost un șoc. Pentru că provin dintr-o familie de oameni muncitori, onești, cinstiți,
Am învățat de la tatăl meu că pentru a recolta mai întâi trebuie să plantezi, să uzi, să îngrijești, să tratezi, să ai răbdare pentru că apoi să culegi roadele și să te bucuri de rezultatele muncii tale. Și asta a fost o chestiune la care a trebuit să ne adaptăm. Am avut la un moment dat de făcut o decizie ce suntem dispuși să facem pentru a ne menține valorile și principiile. Pentru că e ok, toată lumea zice că are valori și principii, dar valorile și principiile sunt testate atunci când ai ceva de pierdut. Și a fost un șoc pentru noi când mergeam la instituții publice, făceam ofertă pentru pachet de utilaje, zicem, la 100.000 de euro, ne chemau la negocieri și ne spuneau cumva că bugetul este de 120.000 de euro. Și noi ziceam, ok, aia înseamnă că e bine, vă mai rămân bani, o să mai puteți investi și în alte lucruri. Nu, nu, ar trebui să modificăm oferta și știți, avem și noi niște nevoi, cumva ar trebui să ne înțelegem, să împărțim banii. Cum adică? Să... Trebuia să mă fac că nu înțeleg pur și simplu. Nu venea să cred că ni se fac așa propuneri tupeiste și directe pe banii statului. Și au fost momente grele. A trebuit să fim dispuși să pierdem afaceri, a fost nevoie să ne hotărâm ce suntem dispuși să facem pentru a ne menține principiile și valorile. Cred că asta a fost o provocare majoră în business, într-un mediu în care tot așa, majoritatea ziceau, n-ai nicio șansă să lucrezi cu statul dacă nu ai relații, dacă nu oferi niște cadouri, dacă nu oferi recompense. Și vreau să spun că chiar dacă la început poate era imposibil și erau foarte puțini, în ultimii ani tot mai multe instituții și autorități aleg să cumpere produse și servicii de calitate, chiar dacă nu mai primesc nimic personal. Încă e o minoritate, trebuie să recunosc. Însă se vede o schimbare față de acum 10 ani. Însă schimbarea vine greu și toți poate ne așteptăm că schimbarea trebuie să vină de undeva de sus, dacă am avea un președinte mai bun, un guvern mai bun, dacă am avea legi mai bune. Până la urmă, schimbarea vine de la fiecare dintre noi și ce suntem dispuși să facem în dreptul nostru, în ce ține de autoritatea noastră și responsabilitatea noastră. Și am putea transforma o țară dacă fiecare dintre noi ar spune, ok, nu sunt dispus să mă mai compromit, nu sunt dispus să mai susțin un sistem corupt, nu sunt dispus să mai fac lucruri care nu mă onorează și care sunt împotriva valorilor și principiilor. Da, ai nevoie de curaj, poate trebuie să fii puțin atipic împotriva curentului, să fii considerat un ciudat, dar în final, dacă ești cu adevărat bun în ceea ce faci, poți să faci corupția irelevantă. Și asta ce am făcut noi. Ne-am propus să fim așa de buni în industria noastră și în ceea ce facem, încât să facem corupția irelevantă. Și e posibil. E posibil să faci afaceri etice în România și sunt tot mai multe cazuri de companii care fac afaceri cu integritate, caracter și care excelează în domeniul lor. Și cred că viitorul aparține celor care sunt onești, cinstiți, corecți și celor care lucrează pe bază de principii și valori. Îți mulțumesc pentru acest statement. E ca o declarație. Chiar mi-a plăcut foarte mult acest lucru și încurajează tot acest peisaj care pare să te descurajeze să faci lucruri oneste, cinstite. Spune-mi, te rog, cât de mult contează spiritul civic în antreprenoriat? Pentru că și ceea ce ai spus tu mai înainte e tot o formă de civism. Da? Să-ți asumi, să nu-ți împotriva curentului, pentru cum păstrăvii care se călesc înotând în susul râului și cumva... lansând această declarație împotriva corupției. Da, se pot face lucruri în condițiile în care mai toți în jurul tău spun este imposibil. Pentru mine, spiritul civic cumva constă în respectarea, în primul rând, a legilor, pornind de la partea asta, și în a hotărâ să contribui la buna funcționare a societății, chiar dincolo de legi și de ce reprezintă legea. Practic, pentru mine care sunt un credincios, pentru mine spiritul civic înseamnă iubirea aproapelui și respectarea celorlalți, celor din jurul meu. Și cred că dacă ne-am gândit la asta și fiecare dintre noi ne-am respectat unul pe celălalt, cred că societatea noastră arăta cu totul diferit. Chiar dacă suntem într-un moment al dezvoltării societății în care vedem atâta divizare, atâta ură, unii spune alții străi, deja totul pe tripuri, pe împărțire, pe
Cred că trebuie să ne gândim, să revenim la valori, să ne gândim că suntem oameni, ar trebui să ne respectăm unii pe alții, să ne putem iubi unii pe alții și așa am putea să avem un spirit civic și să contribuim la buna funcționare a societății noastre, a țării noastre și așa mai departe. Și mai ales legat de afaceri, capitalismul a fost fondat pe astfel de principii, chiar principii creștine pe care s-a fondat capitalismul, însă vedem pe bază ce s-a dezvoltat societatea, pe baza evoluției și dezvoltării, ne-am îndepărtat foarte mult de la valorile de bază ale capitalismului. Și în ziua de astăzi, afacerile și capitalismul se concentrează foarte mult pe generarea de capital, de bani. Totul este focusat pe generarea de bani în detrimentul oamenilor, în detrimentul mediului înconjurător, în detrimentul societății. Și ajungem ca și oameni de afaceri, ca și antreprenori, să risipim foarte mulți bani numai pentru propriile plăceri, pentru orgoliu, pentru dorința de a fi importanți sau poate un pic mai grozav decât concurenții noștri. Și cred că avem nevoie de un reset la mentalitate, avem nevoie de o mentalitate diferită în care să ne gândim, de fapt, nu cum putem să fim noi mai grozavi, ci cum putem să contribuim mai mult. De aceea cred că avem nevoie foarte tare de antreprenori, oameni de afaceri cu spirit civic, care să pună accent pe principii, pe valori și care să înțeleagă ce înseamnă să fii în folosul societății, ce înseamnă să te gândești la nevoile oamenilor din jur. Cred că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nu ar trebui niciodată tratat ca și un mijloc, ci ca și un scop. În sine. Și avem nevoie să ne aducem aminte că practic, ca și antreprenori, suntem doar niște administratori ai unor bunuri pentru o perioadă limitată de timp. N-am adus nimic cu noi, practic, în lumea asta și nici nu vom lua nimic cu noi de aici. De aceea e important să ne gândim, dacă toți suntem aici, în această lume, pentru o perioadă de timp, ce vrem să lăsăm în urma noastră? Poate că am fi mai împliniți și mai fericiți dacă am dărui mai mult, dacă am fi mai generoși cu timpul nostru, resursele noastre, experiența noastră. Până la urmă, antidotul pentru lăcomie este dărnicia și soluția pentru egoism este dragostea față de oameni. Și avem nevoie să ne întoarcem la astfel de valori dacă vrem să construim spirit civic și dacă ne dorim să ne fie la toți un pic mai bine. Altfel o să devenim tot mai egoiști, mai lacomi și mai nefericiți. Cumva mi-ai ridicat la fileu următoarea întrebare referitoare la cât de importante sunt valorile în business și aș vrea să ne povestești acum concret specific la business-urile pe care le gestionezi acum. Care sunt valorile? Câteva se văd și pe ecran, așa ce apucă să zăresc în spatele tot, dar aș vrea să ne vorbești tu un pic mai mult despre ele. Da. Eu consider că este extrem de important să, în primul rând, să-ți cunoști identitatea, să știi cine ești, să știi de unde vii, încotro mergi, ce lași în urma ta. După ce ți-ai definit toate astea, și nu e un proces, eu încă lucrez la asta, tot timpul îmi pun astfel de întrebări din când în când și îmi iau timp eu cu mine și un stilou în mână și scriu, pentru că e important să ne definim cine suntem, apoi de ce facem ceea ce facem și apoi cum vom face, care sunt valorile. Chiar înainte să definesc ce voi face, majoritatea oamenilor sar direct, uite, asta fac, dar sar peste partea asta și dacă vreau să construiesc ceva durabil în timp, care să dăinuiască, am nevoie să construiesc o fundație solidă. Pentru mine, fundația este formată din identitate, de cine sunt, de unde vin, încotro merg, ce las în urma mea și, bineînțeles, valorile. Noi la Utilben, în cazul nostru, avem trei valori fundamentale. E vorba de onestitate. Spunem întotdeauna clientului adevărul, chiar dacă adevărul câteodată doare, întârzie, să zicem, utilajul cu o săptămână sau așa mai departe, e dureros, dar preferăm să spunem adevărul decât să spunem ceva ce ar putea să sune bine, avem limitări datorită pandemiei, n-am putut transporta, că noi știm că de fapt n-am încărcat. E important să spunem tot timpul adevărul, pentru că ne dorim clienți
fidel și loial pentru o perioadă lungă de timp, 20-30 de ani. Nu vrem să facem business doar pentru aici acum, pentru un an de zile. O altă valoare este promptitudinea. Ne-am propus să fim de 10 ori mai rapizi decât competitorii noștri. Suntem într-o industrie dificilă, grea, foarte competitivă. Noi livrăm utilaje din toată lumea pentru construcții, drumuri, pentru agricultură. E un mediu provocator și greu. Avem nevoie de experți tehnici, soluții tehnici avansate, pentru că business-uri întregi se bazează pe soluția oferită de noi. Și de aceea vrem să fim prompți. De la cum răspundem la telefon, cât de repede trimitem oferta, cum obținem finanțarea, cât de repede facem transportul, cât de repede intervenim dacă este o problemă în service și cum ținem aproape de clienți. Asta e foarte important pentru noi. De aceea investim în digitalizare, de aceea investim în softuri, în tool-uri care ne ajută să ne concentrăm pe problemele cu adevărat importante și să lăsăm tehnologia să-și facă treaba. Iar a treia valoare fundamentală pentru noi este dezvoltarea personală. Credem foarte mult că business-ul până la urmă este un vehicul și în drumul nostru, în călătoria noastră de afaceri, ne dorim să creăm un context de creștere, dezvoltare pentru cât mai mulți tineri din România care să poată să își descopere valorile, identitatea, să-și descopere pasiunea și să facă ceva de care sunt pasionați, la care sunt buni și să contribuie la ceva semnificativ, chiar aici în România. Și ne bucurăm că facem asta, suntem bucuroși și vrem să fim un model, o sursă, o inspirație și pentru alți oameni care pot să vadă ce facem noi, suntem deschiși, noi suntem genul care împărtășim cu alții tot ceea ce facem și suntem bucuroși să vedem că putem să ajutăm, să influențăm și pe alții, pentru că dacă noi am putut să facem asta, cred că oricine ar putea să o facă. Nu avem nimic special, doar am avut niște valori, niște principii de care ne-am ținut și am fost harnici și muncitori. Ruben, se spune că organizațiile sunt suma sufletelor oamenilor și că valoarea unui business nu poate fi nici cum mai mare decât valoarea oamenilor care compun acest business. Cum arată sufletul business-ului tău? Da. Pentru că vorbești cu atâta însuflețire încât parcă ai vorbit despre o persoană. Secretul business-ul nostru stă într-adevăr în oameni. Oamenii buni pot să facă diferența. Oamenii buni așezați în locul potrivit, care să-și înțeleagă clar rolul, responsabilitățile, să aibă claritate legat de ce sunt responsabili, care sunt rezultatele pe care ei au să le livreze. Și secretul nostru constă în recrutarea de oameni buni, în încrederea pe care noi o acordăm, în autonomia pe care o au, pentru că la UTIMBEN oferim un context de autonomie, suntem împărțiți în echipe mici, responsabile de un rezultat și fiecare echipă se poate organiza cum dorește, atâta timp cât se îndeplinesc rezultatele. Lucrăm pe rezultate, lucrăm pe obiective trimestriale și lunare, pe care atunci când ne atingem, celebrăm, avem obiective într-adevăr grele, în ritm de creștere accelerat. Am crescut cu o medie de peste 60% pe an în cifra de afaceri și pentru asta a fost nevoie tot timpul să ne reinventăm, iar pentru asta am avut nevoie de oameni buni. Practic am creat în UTIMBEN un mediu de lucru sănătos, care stimulează creșterea, dezvoltarea, retenția oamenilor. Suntem motivați de atmosfera din companie, de valorile promovate în cadrul companiei și avem o atmosferă pozitivă, relaxantă, bazată pe cumva pe încredere. Și productivitatea noastră este asigurată de oamenii buni și de oamenii care contribuie prin tot ceea ce știu la progresul companiei. Avem un sentiment de apropiere, de siguranță. Probabil că vine și din faptul că am pornit ca și un business de familie. Am învățat să trecem peste greutăți împreună. Știm să celebrăm victoriile, să ne bucurăm de succes și ne simțim în siguranță printre oamenii cu care trăim și muncim. Cred că cultura organizațională sănătoasă, asta a creat acest mediu de dezvoltare intenționată, în care oamenii sunt deschiși la feedback, ne putem încuraja, ne recunoaștem performanțele și rămânem cumva motivați
înțelegând fiecare, care e rostul nostru în echipă, cu ce contribuie fiecare și care sunt obiectivele pe care le avem de atins pe termen, pe termen lung. Am învățat că e important pentru oameni să se simtă cumva în siguranță în cadrul companiei și să se simtă apreciați, încurajați și să fie parte din, din rezultate. Astfel încât pentru noi e foarte important cum se simt oamenii la locul de muncă, în cadrul echipei, pentru că vrem să stimulăm inovația, vrem ca ei să contribuie cu idei, cu creativitate și vrem să putem colabora în, în, în atingerea obiectivelor și a, a rezultatelor. Ce aș vrea să, să discutăm acum, pentru că suntem într-o perioadă plină de, de turbulențe economice cauzate de cele sanitare, care sunt, sunt abilitățile necesare? Cum putem, cum putem trece peste, peste această perioadă plină de, de provocări? Trăim vremuri complicate, Daniela, și asta ne provoacă. Vremurile nu ne-am putut să ne antrenăm pentru ceea ce urmează acum și acum avem nevoie de abilități speciale. O abilitate specială de care avem nevoie este adaptarea. E foarte important să ne putem adapta la noul context, să fim flexibili, să venim cu produse și servicii noi, adaptate la noua realitate în care, în care trăim. Ar fi trist să ne imaginăm că lucrurile vor reveni la cum au fost în 2019. E foarte important să zicem, ok, asta e noua realitate, ce facem? Pentru asta avem nevoie să ne redefinim strategiile pentru fiecare business unit în parte. Asta am făcut noi din martie începând, am fost nevoiți să redefinim strategiile de business, a trebuit să vedem care sunt produsele care funcționează, care sunt serviciile care nu funcționează, ce vom face diferit și ce schimbări vom introduce, ce ne oprim să mai vindem sau să mai facem, care sunt lucrurile noi pe care le adăugăm. Am schimbat multe idei cu colegii și e nevoie de adaptare. Și asta e o adaptare continuă, cumva. E vorba de o reașezare a modelelor de afaceri. Și e păcat să rămân blocat într-un model vechi, pentru că lucrurile se întâmplă mult mai rapid. Suntem într-un context inevitabil care ne provoacă la adaptare. Un alt lucru în contextul ăsta inevitabil al pandemiei este inovarea. Dacă avem limitări care sunt impuse, am avut lockdown, am fost obligați să lucrăm de la distanță, am fost obligați să facem lucruri care nu am mai făcut înainte și pentru asta avem nevoie să ne reinventăm. De aceea e important să ne concentrăm și pe oportunitățile noi care apar în piață. Nicio criză nu apare fără o oportunitate și antreprenorii sunt foarte buni la asta, că se uită la o problemă și spun, wow, oare ce soluție aș putea găsi ca să rezolv această problemă. De aceea și noi ne-am gândit cum putem fructifica oportunitățile într-un mod diferit decât o făceam înainte. Și cu siguranță avem foarte multe lucruri de oferit, avem o experiență de, care vine din spate și putem să venim cu lucruri noi inovatoare care ar putea să genereze business la care poate nici nu ne imaginam înaintea pandemiei. Însă pentru asta trebuie să fim deschiși și să înțelegem că e un context extraordinar pentru inovare. O altă abilitate specială despre care am povestit înainte este lucrul cu oamenii. Avem nevoie să devenim foarte buni la a recruta oameni, a forma și a dezvolta echipe. În această criză, practic, avem și o oportunitate să reevaluăm echipa, să ne uităm la fiecare om din organizație și să vedem care este valoarea care o aduce prin faptul că contribuie, la ce contribuie, cât este de eficient pe rolul pe care îl are. Nu ne permitem să avem oameni doar de dragul de a-i avea. E foarte important ca omul respectiv să fie productiv pentru organizație. Și este o perioadă extraordinară în care putem să vedem și cu cine mergem mai departe după criză. Nu vom putea păstra toți oamenii. Sunt unii oameni care, atunci când dau de greu, preferă să părăsească barca și să meargă undeva unde pare mai interesant. Însă, noi am fost deschiși, transparenți cu oamenii, o trebuie să luăm și decizii grele, am avut nevoie să reducem, de exemplu, din salarii, din bonusuri, până când să ne revenim ca și organizație. Însă, am fost tot timpul deschiși și transparenți. Unii oameni au înțeles, alți oameni nu au înțeles. Am și pierdut oameni în perioada asta.
Însă e o perioadă extraordinară pentru a reconstrui echipa, pentru a vedea cu cine vom construi mai departe în următorul sezon, în următorul 5-10 ani. Un alt lucru important, o altă abilitate care o văd importantă acum în vremuri de pandemie este abilitatea de a lua decizii rapid și eficient. Pentru asta ai nevoie să fii foarte clar, ai nevoie să fii prompt și să poți să îți asumi decizii grele. Normal că ne-ar place să avem mult timp de gândire și să întoarcem pe toate părțile, dar timpul contează foarte mult acum. De aceea e extrem de valoros să am claritate, să cunosc foarte bine business-ul, să știu pe ce mă bazez, să știu de ce fac ceea ce fac, de unde vin, încotro merg și să pot să iau decizii pentru organizație, pentru că impactul este major. În vremuri de criză, toți oamenii se uită la noi ca lideri și își doresc să le dăm direcție, să le dăm siguranță, să le dăm certitudine și pentru asta trebuie să putem să luăm decizii și să ne asumăm responsabilitatea pentru deciziile respective. Cam astea cred că ar fi cele mai importante abilități pentru a putea să supraviețuim cu bine perioade care urmează și de asemenea să pregătim business-ul pentru continuitate. Adică nu vrem doar să-l pregătim pentru criză, ci să îl pregătim pentru cum urmează după. Și știm foarte bine că înainte să ne fie mai bine, ne va fi un pic mai rău. Așa este, pentru că ne apropiem de sfârșitul discuției noastre. Aș vrea să te întreb, legând tocmai ce ai terminat de spus mai înainte, ce mai plănuiești în zona asta de business? Ai spus clar, ești un antreprenor vizionar. Sigur mai ai ceva în minte, dacă poți să ne spui, evident. Cu mare drag, Daniela. Noi în perioada asta am fost obligați să ne reevaluăm modelul de business și pe modelul clasic care l-aveam import și distribuție de utilaje, ne-am dat seama că nu avem o marjă suficient de mare care să susțină creșterea pe care noi o avem și am crescut și ca și cheltuieli și am fost obligați să ne gândim, ok, care sunt serviciile și produsele de care avea nevoie clienții. De aceea, în perioada asta, am pornit mai multe startup-uri, mai multe business unit-uri în domeniul serviciilor. De exemplu, partea de service de utilaje. Până acum noi am făcut service și mentenanță pentru clienții existenți. Dar ne-am gândit cum ar fi să creăm organizație la nivel național care să facă service pentru utilaje multi-brand, care să fim foarte profesioniști în service, să ajungem recunoscuți ca cei mai buni în domeniul ăsta al serviciului de utilaje, cu oameni bine pregătiți, capabili, care să poată să ofere consultanță tehnică și care să poată întreține utilajele la nivel național. Și am început deja asta și vom dezvolta în anii următori, vrem să scalăm la nivel național. Un alt business unit pe care l-am început este un mall online de piese multibrand pentru utilaje. Momentan nu există în Europa un loc în care să mergi și să spui, astea sunt cele trei mărci de utilaje pe care le am și mi-aș dori să văd piesele compatibile cu ele. Există în domeniul mașinilor, autovehiculelor, nu există în domeniul utilajelor. Și ne-am gândit cum ar fi dacă am crea o astfel de aplicație în care clienții o singură dată să-și introducă utilajul lor și noi să venim cu piesele de care au nevoie, piese multibrand pe care să le importăm și pe care să le livrăm către ei într-un timp cât mai scurt, astfel încât ei să se poată concentra pe dezvoltarea business-ului lor și să ne lase pe noi toată grija de logistică, import, stocuri și așa mai departe. Un alt business unit este cel de închirieri pe care vrem să-l dezvoltăm acum. Mi-am dat seama că piața se mută în direcția de servicii. Prea puțin mai vor să aibă proprietate pe utilaje și să fie răspunzător de ce înseamnă service, mentenanță, îngrijirea utilajului. Poate n-are de lucru 12 luni și face o investiție care și-o amortizează din greu. De aceea am văzut că piața merge în domeniul serviciilor. Închirieri de utilaje sau leasing operațional, în care se am toate cheltuielile incluse. De aceea am hotărât că vom dezvolta un business unit de închirieri utilaje și un business unit pentru leasing operațional. Astea sunt câteva lucruri noi pe care vrem să le dezvoltăm. Momentan ne concentrăm foarte tare pe găsire de oameni buni și lideri cu care să dezvoltăm business-ul ăsta la nivel național și apoi vrem să mergem la nivel internațional. Pentru că visul nostru este ca într-o zi una din 10 utilaje din Europa să fie furnizate către noi. Și fie că va fi vândut, închiriat, în leasing operațional, mai vedem.
Pentru asta avem nevoie de multă muncă și oameni buni cu care să construim asta mai departe. Dragă Ruben, îți mulțumim mult pentru înțelepciunea ta pe care ne-ai transmis-o în acest interviu. Dragi telespectatori, am stat de vorbă cu Ruben Marian, fondatorul și CEO-ul antreprenoriatului UtilBen. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit pentru atenția acordată emisiunii noastre online Brands That Value, o emisiune în sistem NetEvent dezvoltată de Tudor Communication împreună cu partenerii noștri de la nettv.ro. Ne vedem săptămâna viitoare, marți, 10 noiembrie, începând cu ora 14, împreună cu profesioniști ai medicinei alternative, cu care vom dezbate felul în care ne putem consolida imunitatea de care avem mare nevoie în această pandemie. Încă o dată mulțumim, Ruben, să ne auzim cu bine și să vedem că ai reușit să pui în practică tot ce ne-ai povestit acum. Sănătate tuturor, zile senine și pe curând! Pe curând!